Școala cu clasele 1-8 Mihai Eminescu din Ploiești, fosta școală 15, a fost înființată în anul 1922. Aceasta a funcționat inițial într-o altă clădire. Și prima dată a fost intitulată Școala de Fete, școala numărul 11, apoi în urma bombardamentelor sediul a fost dărâmat și actualmente locul în care activăm noi este construit după bombardament. Pentru a marca cei 100 de ani de existență, reprezentanții unității de învățământ au organizat două evenimente. Marți seară s-a desfășurat o cursă sportivă, iar miercuri o ceremonie aniversară la care au fost invitați și foști profesori și elevi. Ne-am adunat împreună foști dascăli, actuali dascăli, elevi și părinți ai școlii pentru a marca 100 de ani de educație, 100 de ani de calitate, 100 de ani de dăruire, de abnegație, de creativitate, de originalitate, 100 de ani în slujba educației, a culturii și a formării spiritului uman. Am fost director de la 1 septembrie 1990, sunt 32 de ani. Am văzut multe, am trăit multe, am avut bucurii multe, am avut și tristețile mele ca orice om, dar am trecut peste toate și am reușit ca într-o zonă de cartier a orașului Ploiești să realizăm o școală cu adâncă temelie, cu oameni, cu suflet pentru școală. Foștii mei elevi de acum 30-40 de ani și-au încredințat în continuare copiii la această școală, obținând rezultate deosebite pe parcursul acestor ani. Vreau să le doresc cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Ploiești să păstreze aceleași standarde ca și până acum și pentru că este un ceas aniversar, să le doresc multă sănătate, multă sărbători fericite și să fie dedicați în continuare meseriei pe care o practică de atâția ani. Este o școală pe care eu o iubesc foarte, foarte mult. Este școala care poartă numele poetului național și pe care colegii de aici întotdeauna s-au străduit să-l sărbătorească așa cum se cuvine pentru un neam care iubește poezia izvorâtă din adâncul ei. Membrii asociației Cultul Eroilor au făcut cadou școlii un drapel. Reprezintă lacrima revărsată cu însemne caracteristice respectului față de eroi. Crucea secționată în cadrul tricolorului, care este crucea creștină, ortodoxă, și care arată scopul principal al asociației noastre. Cum e să înveți într-o școală care are 100 de ani de Păi e frumos. Nu m-am așteptat să fac parte la un asemenea eveniment și e ceva destul de, rar să... Un moment istoric. Da, un moment istoric la care sunt șanse mici să faci parte. Este un eveniment foarte frumos la care facem parte. V-ați pregătit astăzi? Păi o să cântăm împreună cu corul școlii. La școala Mihai Eminescu din Ploiești învață 650 de elevi.